Emisiune oferită de Cotnari. Bună seara, bine v-am regăsit la o nouă ediție a emisiunii Top Sport. Astăzi discutăm despre boxul românesc, iată un alt sport bulversat total de această pandemie de COVID. Invitatul emisiunii de astăzi este domnul Vasile Câtea, președintele Federației Române de Box. Bună seara, bine ați revenit la noi. Bună seara, bine v-am regăsit. Cum a afectat această pandemie boxul românesc? Rău, tare de tot a fost sau suntem afectați, pentru că tot ce a fost calendar internațional și intern până la urmă în acest an pe internațional s-a anulat totul, deci nu avem nicio competiție începând din luna martie, care a fost ultimul turneu, să spunem, sau ultima competiție oficială în calendarul Federației Internaționale, aceasta fiind turneu de calificare care se ținea la Londra și care a fost sistat undeva la jumătatea competiției. Slavă Domnului că noi am reușit să calificăm un sportiv la această competiție, este vorba de Cosmin Gârleanu, și mai înainte cu o lună eram în pregătire în Italia, când a început nenorocirea în Italia și a trebuit iarăși să retrag lotul la jumătatea cantonamentului, era un cantonament de pregătire împreună cu Rusia, cu Franța, cu Anglia, deci echipe foarte valoroase, care era extrem de util și benefic pentru echipa olimpică a României. I-am retras și atunci de acolo, deci au fost sincope de genul ăsta. În momentul de față, pe calendarul intern, sper să putem face ceea ce ne-am propus. Noi am amânat sau am reprogramat, mai bine zis, toate competițiile din prima parte a anului, le-am dus din septembrie până la sfârșitul anului. Clar că sunt foarte aglomerate, suprapuse unele peste altele, dar dacă va fi, știu eu, posibil și ne va lăsa în pace această nenorocită de pandemie, acest virus, la sfârșitul lunii august este prima competiție oficială din calendarul intern, Campionatul Național de Fete, care se va ține la Eforie Nord în județul Constanța. Deci loturile în momentul de față sunt toate în pregătire, toate sunt la mare în acest moment, în momentul zilei de astăzi, atât lotul de juniori, cât lotul de tineri și cel de seniori, și masculin și feminin, se află pe litoral românesc. De când n-au mai fost competiții în box? Oficial, așa cum am spus, din luna martie. Din martie. Da, martie a fost ultima competiție. Ultima competiție, da. Nu? Martie, deci noi am suspendat Campionatul Național de Tineret, era să se desfășura la Giurgiu. Am ajuns până în faza sferturilor, când am fost forțat să s-a dat ordinul, da, și am trebuit pe toți acasă, da, da. A trebuit să reluăm această competiție, să o reluăm de unde a rămas, așa cum și turneul de calificare va fi reluat din acel moment unde se aflau în desfășurare, pentru că norocul nostru, sau mă rog, speranța noastră este că vom mai califica doi sportivi, un băiat și o fată, este vorba de Andreea Rădoaie, care era la un meci de calificare, va trebui să boxeze cu englezul pentru a-și lua biletele de Tokyo, și la feminin la fel, la un meci pe joc Lăclămioara, care și ea stă la un meci de a-și lua biletele de avion. Ce au făcut sportivii în această perioadă? Deci, acum înțeleg că sunt în pregătire, dar au fost lunile alea de pauză totală. Deci fiecare a avut un program individualizat, pentru că fiecare era acasă. Și unii care au casă sau sunt în mediul rural, sigur au fost mult mai avantajați decât cei care stau într-un apartament. Dar ei erau condiționați de amenajare sau de merge într-o sală unde s-a antrenat singur. Sau eventual, în cel mai rău caz, doar cu un antrenor care să-i țină timpul și să facă lucruri care erau permise la momentul respectiv. Deci fiecare sportiv din loturile naționale, vorbesc la cluburi, fiecare ce a organizat treaba cum a putut, dar la nivel de loturi naționale, fiecare a avut stabilit un program și un calendar de antrenament datorită, mă rog, pretabil momentului respectiv. Practic s-au bazat pe pregătire fizică să spunem așa, pe o scară de la 1 la 10, dacă vreți, undeva pe la 6, deci pe aici să rămână încărcătura, 5-6, deci să nu fie descărcat. Sau doar făceau lucruri care să-i mențină în formă, să spunem, și dacă e să facem o glumă, să le aibă poftă de mâncare.
Federația Internațională ce zice după ce s-a amânat și Jocurile Olimpice pe anul viitor? Toți suntem dependenți de evoluția acestui virus. E o necunoscută la care absolut nimeni nu cred că are un răspuns care poate să confirme sau să fie sigur că la data de se va termina și vom putea să ne reluăm viața normal, așa cum o știam altă dată. E o perioadă în care nu poți da pronosticuri, nu poți să te joci cu sănătatea oamenilor, pentru că e complicat să spui lasă că la noi merge, pentru că sunt lucruri care ar putea să dea o dimensiune așa a lucrurilor, ținând cont de faptul că toți elevii, să spunem, și de clasa 8-a care au dat capacitate și de clasa 12-a care au dat bacalaureatul, au fost testați și în tot, eu știu, câteva sute de mii de copii au fost găsit doar unul suspect pentru că avea temperatură și s-a dovedit a fi și acela negativ la testul final. Probabil e riscant să spui, domne, nu, uite că la tineri nu e, haide să mergem să facem, să începem școala, să începem competițiile sportive până la nivel de junior, să spun, sau de tineret, dar nu, n-ai garanția și atunci mai bine rămâi rezervat și mai atent decât să greșești, să se întâmple vreun accident care să se lase cu, știu, traume sau cu alte lucruri asupra copiilor, asupra sportivilor. Dar dacă va continua toată această nebunie cu numărul de cazuri și vedem și în lume ce se întâmplă, este posibil ca și ediția din 2021 a Jocurilor Olimpice să fie amânată? Îmi puneți o întrebare la care nu am răspuns eu. Logica spune că da. Logic ca și acum, adică nu, ce se schimbă? Că a fost, fie că e în 2020, că e în 2021, aceeași stare a răspândirii epidemiologice, nu cred că schimbă datele probleme. Dar ar fi o tragedie, ar fi un dezastru dacă nu s-ar ține. Ar fi un dezastru economic, în primul rând, pentru Japonia și pentru lumea sportului. Probabil că Olimpiada este regina tuturor sporturilor, tuturor competițiilor și au mai fost situații care au fost amânate, dar nu o ediție întreagă, tot la fel, nu se mai în spate. Așteptăm să vedem ce se întâmplă și probabil, dacă există, se va descoperi, așa cum se așteaptă, un vaccin sau un tratament adecvat și va da rezultate foarte bune, poate lucrurile se așează și intră în normalitate. Vedem că unele competiții, cum ar fi fotbalul, iată că au început însă în condiții destul de ciudate, cu protocoale medicale, cu sportivi testați, stau în cantonament. Deci, și cum va fi la box? Vor fi aceleași protocoale? Cum veți face ele calendarul? Vor fi adaptate fiecărui stil și condiții de concurs. Că, mă rog, și la atâta timp cât ai contact și la fotbal, nu poți spune că nu ai contact. E imposibil. Deci toate sporturile, mai puțin și tenisul de câmp, care e și voleiul, dacă vrem că spunem că sunt unii într-o parte, tot au contact. Între ei, până la urmă, la fileu, la... Deci există momente când există contact fizic. E greu de spus cum ar putea fi organizat, reglementat, știu, competițiile de box, ca și cele de lupte, ca și cele de judo, ca și cele de arte marțiale, care efectiv sunt sporturi individuale și sporturi de contact. E complicat. Așteptăm să vedem ce se întâmplă. Poate și sperăm din toată inima, într-un fel sau altul, să slăbească, să spunem, până la urmă, din virulență. Oamenii să respecte toate măsurile care sunt propuse, pentru că așa lăsăm și locuri de și cum să spun eu, momente în care să nu ai încredere, să te îndoi că ceea ce spun de interpretare. Exact, de interpretare, pentru că avem cazul cu CFR-ul. Da, vorbim de fotbal, da? Da. Pun ochi, i-ai zdruncinat pe toți. Bă, ok, au plecat de aici, au plecat bolnavi, au ajuns la Cluj, nu mai sunt bolnavi. Le mai face testul o dată pentru clarificări și apar la fel, apar negativ. Adică, și când spui doamna că se poate și așa, e greșit, e rău, e păgubos să... E cam mare marja de eroare a testului. Tocmai asta între 30 și 70%. Da. Am avut pe fotbalistul ăla de la Poli Iași, s-a simțit rău, i s-a făcut test, a ieșit negativ, i-a trecut
ce a avut, da, nu știu, da, nici acum nu știm ce a avut. După o săptămână a fost testat, a ieșit pozitiv și în aceea zi... Da, se simțea bine. Și în aceea zi a fost din nou testat, un prim test negativ, a doua zi al doilea test negativ. Da, deci astea sunt lucruri. Vedeți, de aici apar și eu știu, apare rezistența asta, domnule, mai că nu știu ce, că nu știu cum. Omul când vede, odată e albă, odată e neagră, odată e albă, odată e neagră și nu știm de ce și nu știm cum se manifestă concret, real. Deci sunt niște criterii, niște lucruri prezentate, că dacă o luăm așa, probabil undeva prin primăvară, cam toată lumea a trecut printr-o asemenea stare și cu vomă și cu temperatură și cu tuse și cu lucruri de genul ăsta într-un fel sau altul, numai că noi am spus probabil am o gripă, o răceală și alții au zis ok, a apărut virus. A apărut, ok. Sunt unii care se vor imuniza pe cale naturală și suntem, cred că, foarte mult, procentul cel mai mare, dacă ar fi să testăm 100% populația României, ar demonstra că, sunt convins, peste majoritate sunt deja imunizați, au trecut prin... Dar au fost asimptomatici. Da. Nu, s-au avut forme de astea mai ușoare, corpul fiind mai rezistent, pentru că ele, așa cum spun specialiști, eu nu sunt medic, am luat-o, mă rog, din dezbatere de lucrul ăsta, dar nu-i treaba mea să spun, îmi dau cu părere, așa ca și chibițare în sport, știi? Eu cred că un organism sănătos, un organism puternic, clar că nu se poate compara cu cel care are, eu știu, încă 3-4 afecțiuni, care, eu știu, are și diabete, și obez, are și probleme cardiace, și, mă rog, pneumonie. Dar pe asta am văzut că 94% din cei care au decedat au avut comorbidități. Și... Da. Dumnezeu dacă, să ierte și să, la cei care sunt bolnavi acum să le dea Dumnezeu sănătate. Dar... Practic ar fi 150 de oameni care nu aveau alte boli, care au decedat, dar asta înseamnă că închidem tot, dăm totul peste și cap. Alea, și... Eu cred că și în alea mă să mai găsesc, dacă s-ar fi făcut autopsii și s-ar fi văzut concret cauza morții, nu era doar de COVID. Sigur a avut una mai din aia care n-a avut altceva. Aia care erau bolnavi de care vorbim noi sunt asociați, nu cert, au accelerat. Ei mai devreme sau mai târziu oricum ajungeau la acest deznodământ tragic. Dar virusul ăsta a accelerat, practic a mai scurtat perioada de viață, lucru care oricum, așa cum spuneam, s-a întâmplat. Că o lună, două, trei sau un an, în funcție de rezistența corpului. Ați avut întâlniri cu cei de la MTS? Care ar fi planurile lor? Care ar fi... Nu, sunt dependenți de Ministerul Sănătății. Deci orice se întâmplă, ordinul de punere în aplicare a unor măsuri în sport este un ordin comun întotdeauna a Ministerului de Resort, la noi Ministerul Tineretului și Sportului, împreună cu Ministerul Sănătății. Și toate lucrurile astea. Ministerul Sănătății în toate domeniile practic este cel care reglementează. Și principiile, măsurile, metodica este stabilită de către Ministerul de Specialitate, de Resort. Eu nu am înțeles un lucru. La un moment dat s-a spus că pot fi organizate spectacole în aer liber, concerte, până la 500 de oameni, dar sunt competiții sportive care pot fi derulate cu tot cu public, chiar și meciuri de fotbal sau meciuri de basket. Un scaun ocupat, 3 scaun libere. De ce aceste competiții sportive nu pot avea spectatori? Asta întrebare pot să mă pun și eu. De ce nu se poate? Într-o arenă cu 20.000, 30.000 de locuri. Și mai ales că e în aer liber. Locuri, sau... Păi 5.000 de oameni cred că pot fi foarte bine distribuiți, să fie și în siguranță. Ba, știți cum e? Omul e om. Și nu... Tendința este să se bucure, să... bată palma, bate Cuba. Da, asta e. Și ce știu care vor fi motivațiile celor care au decis lucrurile astea. Bun, sunt și lucruri care, pot să spun așa, au venit niște măsuri. Noi am constituit o comisie specială de sport la nivelul Parlamentului pe 6 luni. Și la un moment dat au venit niște recomandări pentru rugby. Și spunea că fiecare să aibă mingea lui. Ok, bun. Fiecare să fie nu știu la câți metri stânga-dreapta să nu aibă contact. Păi ce faci? Te plimbi cu mingea aia, mână? Eu trebuie să o arunci, să o lovești. Și grămada, da? Nu? Mai fără grămadă, fără contact, fără nimic. Deci nu... Da. Bă, dă-ți seama, ce facem, balet sau nu? Tocmai asta este problema. Că deciziile astea se iau de niște oameni care n-au nicio legătură nu cu sport. Au legătură cu sportul. Și pot să aibă cu sportul. Dar una este să vorbești de atletism.
de anumite probleme din atletism și alta este să vorbești de rugby și alta este să vorbești de basket, alta e de lupte, alta e de, știu, sunt sporturi care au specificul lor și nu poți să te antrenezi decât într-o anumită formă. Și, numai, și forma de antrenament este cea mai, ca să fie și cea mai eficientă, să fie cea mai apropiată de condițiile de concurs. Și atunci e vorba de contact. Percepția mea ca jurnalist este că sportul românesc oricum era în colaps, acum pandemia chiar a pus capac. Va fi greu pentru toată lumea să-și revină. Da. Ascultam astăzi o chestiune, mă rog, o emisiune și în care se vorbea despre economie și despre efectele asupra economiei. Și persoana respectivă spunea că este și o șansă în tot răul ăsta, este și o șansă de reașezare, de reabilitare. Deci, cred că e vremea să înțelegem că mentalitatea de acum 30 de ani, 25 de ani, chiar și 20 de ani în spate nu mai este valabil, nu mai poate funcționa în momentul de față. Și dacă e să vorbim de sport, putem vorbi de finanțare, că asta este problema cea mai mare. Și sportul a fost privit întotdeauna ca pe o componentă de divertisment, de distracție, de nu știu ce. În Franța, de exemplu, sportul este la Ministerul Sănătății, este o componentă a sănătății. Deci nu toată lumea care face sport, automat va face sport de performanță. Este sport pentru sănătate, sport pentru bună dispoziție, pentru starea de bine a națiunii, a poporului. Pentru că, așa cum am mai spus și o să o spun de fiecare dată, acum vreo 2 ani Organizația Mondială a Sănătății a dat un studiu prin care demonstra științific că $1 investit în sport înseamnă $3.75 economie la tratarea bolilor. Deci e o, cum să spun, o zonă, o componentă, plus că efectele care sau rezultatele care vin pe urma practicării și sportului de performanță creează personalități, oameni sănătoși, oameni puternici. Și iarăși la fel, mie îmi place să spun mereu că o națiune, un popor sănătos și educat se poate ridica oricând, din orice necaz, din orice problemă. Dar un popor biciznic, bolnav și incult, e praf. Deci, practic, ar trebui investit mai mult în sport, numai că cei care au aceste pârghii nu înțeleg, da, efectiv. Că acum, de-aia spuneam că e și o șansă de a ne reinventa, de a ne reașeza. Și o să vă dau exemplu ce s-a întâmplat și cu englezii și cu francezii, care i-au trecut prin situația asta numai că acum vreo 20 de ani. Și rușii au pățit-o. Și au luat-o de la zero. Deci s-au reîntors, au schimbat toată filozofia și n-au făcut un program. Noi suntem, spunea cineva și spunea bine, facem sport de vitrină pentru rezultate, adică să avem medalii. Și avem exemplu foarte concret ce s-a întâmplat cu gimnastica. Gimnastica, topul, vârful, a fost foarte bine finanțat tot timpul. În schimb, au uitat de matcă, au uitat de bază, de junior, de copii, de cluburi, de centre. Și au pompat acolo până la un moment dat s-au terminat. Nu mai aveau de unde să mai ia așa. Acum, sportivul lor care e calificat sigur la Olimpiadă are mâine pe mâine 40 de ani, ceea ce este o... Dar noi practic mai avem un sport unde avem performanții, că să nici fim... canotajul parcă nu mai... Nu, canotajul este în momentul de față foarte bine așezat la nivel mondial, în numai campionatelor mondiale. Toate echipajele la canotaj sunt calificate la Olimpiadă, deci asta este o... În România e o mare performanță. Ca să fii calificat, azi am ajuns, deci nu mai e medalia, rezultatul să mergi după... E o performanță să te califici. E o performanță să te califici, asta e. Da. Canotajul cred că este, să spunem, vârful de lance, după care vine scrima și eu și mi-e greu după aia să mai... Că la gimnastică nu mai avem... Tot, sunt lucruri care se pot întâmpla. Deci, și vorbim iarăși de acel... hazard. Da, care e mincinos, te păcălește. Și atunci, ce spuneam aici, avem niște oameni care au lucrat și au studiat fenomenul și englezesc și fenomenul franțuzesc și cel unguresc până la urmă, în care oamenii au dat deoparte tot, au lăsat lucrurile să meargă, e fire să le lași să meargă înainte, generațiile care sunt acum, să le susții, le promovezi, te reprezintă la nivelul potențialului zilelor de astăzi, dar trebuie să o luăm de la temelie, pentru că, iar la fel spun, în 2018, Institutul de Statistică ne dădea așa, că avem în sistemul preuniversitar undeva la 3.500.000 de tineri, în sistemul universitar vreo 500.000, de vreo 4 milioane de tineri în România. Din numărul acesta, știți câți erau
practicanți a unui sport. 280.000. Deci era undeva 0,07% din populația României practica un sport de performanță, să spunem. Îngrozitoare statistică. Departe de tot. Păi toți copiii ăștia, toți tinerii aceștia și nu numai, trebuie aduși în sălile de sport, trebuie aduși pe terenurile de sport. Asta înseamnă, de aia spuneam că e o chestiune de care merge pe 16, 20 de ani, poate și mai mult dacă suntem prea încăpățânați. Să reușești să schimbi toată mentalitatea și toată filozofia. Trebuie să pornești acum cu cei de la bază, de la temelie și să începi să crești pe lângă părinți, că fără părinți nu vor reuși să facem mare lucru. Deci dacă părinții înțeleg că cât de benefic este sportul și mișcarea, nu doar sportul de performanță, toți ne gândim că dacă a intrat, l-a încălțat cu o pereche de ghete și au pus un short și un tricou pe el, va ajunge sportiv. Messi. Nu e, mă rog, Messi e unul. Da. Unul din atâtea milioane. Deci același lucru trebuie să se întâmple. Nici în box nu o să ajungă Tyson, Holyfield, Muhammad Ali sau mari performanți. Nici în judo cei care sunt. Deci nu toți vor ajunge. Dar în mod sigur vor rămâne cu câștiguri foarte consistente pentru el ca persoană, ca mentalitate și fizic în același timp. Vă propun să continuăm discuția după o pauză de publicitate.